Sorin Oprescu a fost prins la Atena. Fostul primar, condamnat definitiv vineri la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru fapte de corupție și dat în urmărire internațională de poliția română după ce a fugit din țară, este acum în custodia autorităților elene. Colega mea, Maria Borceanu, are mai multe informații. Bun găsit, Maria! Unde mai exact a fost prins Sorin Oprescu și ce proceduri urmează din acest moment? Bun găsit, Irina. Sorin Oprescu a fost prins în apropiere de Atena de o echipă NFAST. Despre proceduri, ei bine, acesta a fost dus astăzi în fața magistraților și a fost întrebat dacă își dorește să se întoarcă în România. Evident, a refuzat, motivând faptul că a avut parte de o judecată nedreaptă aici, în țara natală. Astfel, acesta va rămâne în custodia autorităților elene pentru următoarele 40 de zile, iar ulterior se va decide ce se va întâmpla cu el. Așa cum ai spus și tu, Irina, Sorin Oprescu a fost condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare de Curtea de Apel pentru un concurs de infracțiuni. Vorbim despre abuz în serviciu, luare de mită și constituirea unui grup infracțional organizat. Ei bine, despre această pedeapsă este puțin de discutat, pentru că în primul rând Sorin Oprescu este un condamnat care are peste 60 de ani, mai exact acesta are 70 de ani, ceea ce înseamnă că automat se va reduce o treime din pedeapsă. Apoi, vorbim despre faptul că Sorin Oprescu este bolnav cronic, acesta suferă de diabet, deci din nou va beneficia de o reducere a pedepsei și nu în ultimul rând, cel mai probabil se va lua în calcul și buna purtare de pe parcursul detenției. Mai trebuie precizat și faptul că această condamnare a Curții de Apel vine după ce Sorin Oprescu a fost prins în flagrant delict în luna septembrie a anului 2015. După un proces de aproape 6 ani, iată că Sorin Oprescu a fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea dublă față de cea acordată în primă instanță. Mai mult decât atât, s-a dispus și executarea acestuia cu peste 30.000 de euro și s-au confiscat și mai multe terenuri și proprietăți pe care le deținea Sorin Oprescu.